Voi mai credeți în miturile despre Maya Sandu? Ok, haideți să vă arăt ceva. 16 martie 2024, vinăria etc. Însoțită de alte trei doamne, acolo se distrează Maya Sandu cea care se vrea pentru a doua oară președintă a celui mai sărac stat de pe continentul european. Discutând amical în engleză cu prietenele sale, Maia Grigorievna nici nu se gândește la nota de mii de lei pe care va trebui să o achite în restaurant. Posibil că am achitat-o chiar noi, cetățenii acestui stat, din bugetul țării. Așa cum îi achităm de altfel și paza, și transportul, cheltuielile protocolare, în total pe site-ul președinției ni se arată suma de peste 40 de milioane de lei Anual, chiar dacă achităm această sumă enormă pentru hatelcile Maiei și a instituției prezidențiale în general, iar pentru vila de la Condrița mult peste un milion de lei, Sandu nu îi convin condițiile de acolo. Probabil de asta a decis să meargă împreună cu prietenile sale în luxul de la etc. Pe site-ul vinăriei vedem că cele 5 camere, adică câte una pentru fiecare dintre meseni și una pentru pază, costă cel puțin 11.000 de lei. Iar despre faptul că Maia Sandu a dormit acolo, puteți să nu vă faceți griji, este adevărat. Ori despre asta ne vorbesc pozele și video de la micul dejun. Probabil că vă veți întreba și ce este ieșit din comun în această vizită. Vă voi răspunde nimic. Nimic în afară de faptul că pentru o singură seară Maia Grigorievna Sandu a cheltuit la etc. pensia a 10 pensionari moldoveni. Adică într-o singură seară Maia Grigorievna a cheltuit atât cu cât 10 pensionari moldoveni trebuie să trăiască o lună de zile Probabil că merită, așa cum ne merităm și noi, soarta cei care de fiecare dată votăm lupi în blană de oi și ne creăm idoli. Iar idolii noi creați nu când nu se deosebesc cu nimic de precedenții, dar de fiecare dată sfidează tot mai mult și mai mult bunul simț. Am mai spus și eu mai spun, jurnaliștii se fac și ei vinoveți de sărăcia în care trăiesc moldovenii, sau nu credeți? Dacă nu credeți, transmiteți acest video tuturor jurnaliștilor pe care voi îi considerați etalon al corectitudinii și onestității. Și veți vedea câți dintre ei mâine la ora 11 în cadrul conferinței de presă a Maia Grigorievna Sandu o vor întreba cât a costat vizita din 16 martie la etc. și din ce bani a fost achitată această vizită. Și în general, cum îi intră bucățica în gură, știind în ce sărăcie trăiesc pensionarii, pe care ea i-a lăsat, împreună cu guvernarea ei de altfel, i-a lăsat fără indexarea reală a pensiei anul trecut. Și le-a indexat-o doar la jumătate. Noi ne vedem în curând.